Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Senzațiile care îi petreceau la început au ocazia să devină premoniții sau superstiții, căci, așa cum impune regula, numai unul va câștiga a opta amuletă. Bună, dragii mei! Bună, Gina! Cum sunteți astăzi? Excelente! Azi e o nouă zi în paradis, ziua 8, amuleta 8. Am 4 amulete până acum. Cătălin 2, Florin 1. Wow, stau bine? Suntem supărați. De ce sunteți supărați? Nu știu, pe Cătălin. Cătălin, de ce e supărat? Sunt supărat că are Florin doar o singură amuletă. Suntem empatici. S-ar putea să te egalezi astăzi, smog sumic. Să vedem ce avem și în ce zonă mergem cu gătitul astăzi. Ce gătim? Pentru cine gătim și pentru ce gătim? Veți găti cu... Da. Gulie. Gulie. Roșie. Aolea. A, salată. Și curcuma. Cum dracu să ne dai să gătim curcuma și gulie și roșie? Combinația așa, puțin ciudățică. Cu toate că ingredientele nu par să te pună în dificultate, doar că curcuma aia te trimite la punct ochit, punct lovit. Te trimite direct în mâncare exotică. O zi greuță astăzi. Doamne, Dumnezeule, la ce ți-a avut în cap? Pentru cine gătim gulie? Este un șef ce a gătit în multe locuri. A fost executive chef la Pullman. Ștefan Popescu! Șef la Novotel. A deschis un hotel Marriott în Anglia. Ce un nic? Și multe altele. Vă veți supune deciziei lui... Ștefan Popescu. Așa, mă, Ștefan Popescu. Am zis bine, mă, Ștefan Popescu. Da. Deci mai merge salată. Este un bucătar foarte bun, cu toate că e un bucătar foarte tânăr. Cele mai mari realizări cred că sunt, în primul rând, cu mine. Să cauți, să gestionezi lucruri noi. Meseria asta întotdeauna e de învățat. Din câte știu, nu mai lucrează undeva, hotel, restaurant. Este profesor în cadrul unei școli de bucătari private. Pe cei trei șefi îi știu de mult timp. Am mai fost și anul trecut. I-am mai înjurizat odată. Iar atunci n-am cum să uit. I-a dat amuleta lui Dumitrescu. Sunt curios ce mâncare o să-i placă astăzi, mai ales că e vorba de curcuma, gulie și roșie. Din start se duce toată mâncarea într-o zonă în care el, data trecută când a fost la noi, a zis că nu-i place, și anume mâncare parfumată, mâncare exotică, mâncare cu multe ingrediente. Astăzi luptați pentru... Pentru... Poți da freeze 10 minute uneia dintre celelalte două echipe. E ca aia pe care o ai tu, e bună! To-to-to-to-to-to! 10 minute freeze! What? Încă una? Bă, deci dacă o câștig și pe asta? Am un freeze de 10... Bă, dacă le-au și pe al doilea, voi vă dați seama că la un moment dat... Vă dau freeze la avut 2 când e demontat! Luați freeze! Rămân singur în platou, îi se arde toată mâncarea și se duc la duel. Mamă, deci dacă ajunge asta la mine, gravă, rău! E nasoală, rău! Rău! Plecă de aici, că nu vreau! N-acum! Aoleu, n-acum! Păi trebuie să o iau pe asta! Să mă apăr împotriva lui Scălătescu. Îmi dă freeze, îi dau și o freeze. N-am altfel cum. Să sperăm că nu o câștigă Cătălin. It's mine! Nu mi-am citit horoscopul astăzi, dar eu cred că această amuletă este făcută pentru mine special. E o amuletă destul de periculoasă. Mie din toate amuletele în continuare, asta mi se pare cea mai nenorocită dintre toate. Hai că dacă nu iau pe asta, am încurcat-o, nene. Curcuma, gulie și roșie, 60 de minute, start! Succes! Au nebunit. Am închis inastră în asta și zic să mai iau o omuletă, că doar de asta gătesc. Ce faci, Cătălin? Cu dulceață de roșii, ce de să fac? Cu curcuma și gulie. Ai auzit, mă? Mă chinui când ce ingredient deja nu mai... Acum nu mă bâlbui. În capul meu mă bâlbui. De când am început să gândesc, băi, cum amestec eu curcuma cu gulia și cu roșii, am început să mă bâlbui în creier. Băi, frate, las-o încolo. N-ai cum să gătești italienește cu curcuma, n-ai cum să gătești franțuzește cu curcuma. Băi, îți recomand mănuși pentru curcuma. Știu, mă, știu. Dacă folosești curcuma ca și colorant, atunci poți să gătești orice. Curcuma, curcuma, la 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 la. Lucky, lucky, lucky me. I'm a lucky son of a gun. Work 3 hours, sleep 3 hours. Lin la la li li lam.
Ne întoarcem în gama do major cu șef executiv pe propria rețetă ce implică gulie, roșie și curcuma. E bine totuși că tonusul e bun. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you have too much wine. Are cineva zahăr? Na. Da, vreau și eu puțin. Cine face desert? Eu. Pasuflă de roșii cu curcuma? Da. Și dulceață de gulie? Nu, dulceața de roșii. Da. Sufle din gulie cu curcuma. Adică iau gulia, o fierb în supă de pui și curcuma, sare, nimic altceva, să stea ea acolo liniștită. Ștefan Popescu a mai fost la noi. Țin minte că data trecută am avut de făcut supă atunci. Și am făcut o supă curry de porumb, am avut lemongrass, frunze de lime, curry. Și a zis că este prea parfumată, foarte multe arome. Dacă atunci a zis așa, bă, uite, acum nu mai fac nimic cu arome. Fac linte beluga. Mă scuzați, adică... Așa, linte neagră, adică... Da. Beluga, așa îi spune. Pentru că este mai micuț, arată ca niște icre. Da. Fiartă cu curcuma. Interesant. Folosesc curcuma cât mai puțin, posibil. Cu usturoi, cu puțină supă, să-i dau gust. Băi, ce faceți, mă, voi? Eu v-am zis ce fac. Voi de ce nu-mi spuneți? Fac un sos de lapte de cocos cu lemongrass, ghimbir și curcuma. Prăjesc creveți cu ceafă de porc. Pentru că n-ai cum să gătești românește cu curcuma, n-ai cum să faci sarmale cu curcuma sau supă de pui cu curcuma și cu gulie fiartă, n-ai cum să faci asta. Și automat fac tacosuri. Tacosul mi se pare că e un produs în care te poți da în spectacol, te poți juca. Tacosul este exact ca și burgerul. Poți să faci în el absolut orice. Are cineva o ceapă albă? Am eu una. Dai, te rog. Pardon. Mulțumesc. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Lila la 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 la. Cătălina, tu ce faci, mă? Gulie umplută. Gulie umplută cu curcuma? Nu. Da? Avem gulia fiartă. Că Dumnezeule mare, trebuie să-i dăm un gust cu curcuma. Sincer, o pun acolo doar că trebuie să o pun, că n-am, nu mă... E o legumă pe care eu nu o înțeleg. Nu are culoare, nu are un aport de gust. Gulie este plată total. Fac un risotto, risotto cu curcuma și creveți. Cu niște usturoi proaspăt și cu niște ceapă. A, și o dulceață de roșii. Fantastic. Și piure de care? N-am piure, bă, că nu... Las pe domnul Dumitrescu, nu-i fără. Nu fac niciun piure azi. Nu cred. No piure for me, mister. Why like this? Cred că mai întreg câteva roșioare. Să le folosești pe astea, Florin, toate? Nu, poți să le iei. Dă și mie un pic? Mare boier, mare finețe, mare caracter. Vezi, bă, Florin mereu mi-a dat. Nu mi-a dat niciodată nimic, băi, Cătălin. Tot timpul ți-am dat, mă. Început de acum încolo nu-ți mai dau gata. De ce, mă? Nimic. Eu îți mulțumesc pentru ceapă. De ce, mă? Nu mai dau, bă, nimic. Orice ți-aș da, oricât ți-aș da, da? Tu ești nemulțumit. Nu știu, bă, ce să zic, dacă chiar așa e, da? Mai zis, mă, tacos? Da, un fel de tacos. Da, fac tacos, uite, cu sos de cocos, cu... Altceva, adică? Cu turmeric, cu coriandru, cu lime, iute un pic. Tu-ți mă duc la Dumitrescu. Mă, dar ce faci tu aici? Bă, uite, creveți, cărniță. Și-a pus Dumitrescu un tacosul ăla. Pe lângă cele trei ingrediente avea vreo încă 14-15 ingrediente. Avea așa, carne de porc, creveți, mango, coriandru, ananas și încă... Nu mai mi-aduc aminte. Un sote de creveți, colorat cu curcuma și puțină boia. Voi trage la tigaie niște ceafă de porc. Voi folosi roșiile într-o salsa mai proaspătă. Gulia o voi folosi într-o sălățică de fructe. Și curcuma o voi folosi într-un sos pe bază de lapte de cocos cu ghimbir, cu usturoi și lemongrass. Mă ales să gătesc această farfurie pentru că este o farfurie simpluță în care se dovedește că poți să gătești multe. Vreau să câștig astăzi și atunci vreau să gătesc mai bine. Băi, nene, eu dacă aș face ce face Dumitrescu, aș pierde. Ce mai, mă, pește? Pește. Barbunel? Cu ce? Barbunel. Fii atent, fac așa un sos de roșii, gulie fiartă în curcuma. Și tu?
Și eu. Doamne, așa, pentru că gulia n-are culoarea curcumei. Și linte. Nu trebuie să zic, curcuma unde? Și în linte am pus usturoi și curcuma. Doamne, doamne. Păi ce curcuma am pus în linte? Păi lintea e neagră, nu se vede curcuma, nu se înțelege curcuma. Popescu vine cu lupa și la revedere. A pierdut-o pe curcuma. Ok, gata, și gulia fiartă în curcuma. Ia uita ce culoare frumoasă are. Gulia e gata, sosul e gata, lintea e gata. Da, uite-l pe risoțel. Ha, ha, ha. Punem în el curcuma. Să vedem, pe domnul Popescu l-am impresionat cu așa ceva. Bă, eu nu cred că Balajul Vridraru poate să oprească puterea preparatului meu. Deci barbunul e atât de puternic încât trece prin Balajul Vridraru. Sau găsește el un loc pe acolo pe unde să treacă. De când a ajuns, mă, barbunul? A, barbunul este nou somon care pleacă pe Dunăre la deal. Da, mă, da, e în loc de scrumbie. Nu-i, mă, tot roșu. Păi numai că somonul ia pe river în sus, nu? Și scrumbia, acum ce vrei. Da, barbunul e noua scrumbie. Deci Muntea face pește cu linte și cu zgulie. Pe fundul farfuriei cred că o să pună niște sos de roșii. Și deasupra pun salată de cres. This preparation come from my mind. N-am făcut niciodată combinația asta de gust. Sper să mai și câștig cu asta. Că ori fac fine dining, câștig. Nu știu de ce, dar așa mi se întâmplă. Adică un sos de roșii, cu linte ar trebui să funcționeze, peștele și o salată de cresuri. Very nice, very nice. Frumos, gata, uite ce culoare. Gata, se mai gătește și aici. N-am avut nicio dificultate, dar gătit am alergat foarte mult. 3 tigări pe foc în același timp. A trebuit să stau să-mi curăț legumele, să-mi tai legumele, să-mi fac sosurile, să-mi fac salsa, să-mi fac sălățica, să-mi fac guacamolele, să-mi fac... Te alergă un pic, tacosul te alergă, pentru că sunt multe adunate într-o singură bucătură. Dumitrescu, văd că pune și creveți și zic, ups, gata, s-a terminat. Mi-am propus să bag creveți. Dulceața de roșii este simplă, avem gulie galbenă, fiartă în curcuma și culme. Am băgat 2 rădăcini micuți așa de curcumă. Iar dacă gust de curcumă, n-am o problemă. Nu mă interesează plating-ul. Astăzi, din cauza faptului că vine să ne jurizeze Popescu, vreau să am super gust în farfurie. Tacosul a devenit pentru oamenii creativi din Statele Unite, din lumea culinară, a devenit așa ca o pânză albă. În tacos poți să combini orice, pentru că tacosul este o foaie de tortilla umplută cu o combinație de gust. Acum rămâne doar de văzut dacă Ștefan Popescu o să aprecieze munca mea. Eu am terminat! Deci gata? Probleme n-am avut astăzi la gătit, că nu prea aveam din ce. Simpluț. Astăzi vreau să stau simplu în farfurie, datorită lui Ștefan, care data trecută mi-a zis că am avut foarte multe arome în farfurie. Hai să avem mai puține astăzi, zic. Măi, ștărinte, fiartă o gulie, fiartă un sos de roșii, un pește la tigăi, o să-l țică de cres. Parabim, parabam, bam, bam. Se la vii. Hai să vedem. Cătălin, spune, povestește-și deci cu frumos. Așa, risotto cu curcuma, da, cu lapte de cocos. Da. Combinația avem... între Asia și Italia. Da, mă, e un fusion. Eu nu mai gust, pentru că am gustat-o de 5 ori. Gulie umplută cu dulceață de roșii. Și crevezi. Crevezi, de crevezi. Așa, un pic de cărniț, nu? Pilafiorului scălătescu, gustos. Dar cam tare e orezul. Bă, n-ai respectat rețeta la risotto. Așa e. De ce? Orezul este crud. Iarăși a lipsit 30 de secunde. Un risotto cu orezul cam al dente, în cazul ăsta al dante. Sera dulce, interesant. Parcă la orez aș mai fi lăsat un pic de cremositate. Bineînțeles că da. Colegii mei au spus că e o farfurie corectă. Toată farfuria este extrem de dulce fără să aibă un contrast. Da, nu știu, cam ciudățică puțin. Nu mult, dar suficient, zic eu. Băi, deci am făcut așa, un sos tomat cinstit, linte, beluga de aia neagră. Gulia la bază. Gulia, da, fiartă în curcumă. Cu peștișor și o salată de cres. Mi-a plăcut peștele, cum era gătit. Peștele gătit corect. O idee, mai fiartă gulia. Mai trebuia un pic fiartă, da. Parcă și lintea un pic. Și ea, cred că ar trebui să mai fiarbă puțin. Lintea s-a lăsat, zici că e caviar. Asta a fost ideea, să vadă, știi, că dacă o fac prea mult, s-o face praf. Elegantică farfuria. E o farfurie frumoasă, dar ca și combinația de gust nu funcționează. E ceva care nu funcționează. Are nevoie de niște Riesling pentru că e seacă. Seculare mai trebuie Riesling. Ha, băgați. Yeah. Totodată. Florin a făcut tacos. Creveți cu ce a pus el acolo. Crevete, sos de lapte de cocos cu curcuma. Unde e, mă, picantă? Ce-și nebun? N-are nicio treabă. Aici, în combinație cu ananasul, cu gulia, cu salsa și cu avocado, se mai cumințește un pic.
Nu înțelegeai care pe unde sunt și despre ce e vorba și... Niciodată nu pleacă tare. Carnea cam tare. Ori cu puțin cam tare la tine. Creveții buni, da? Hai să vedem. Tacosul meu, pe lângă faptul că e muncit, e de explozie de gusturi și de arome. Și proaspăt. Eu sper să câștige farfuria mai proaspăt. Mai proaspătă? Da. Mai fresh, mai de primăvară. Nu prea știu ce să zic despre combinația lui. Adică ciudățică și a mea un pic, dar și a lui la fel de ciudățică. Adică cam toate trei sunt ciudățele. Combinațiile. Hai, că am și o șansă reală azi. Mamă, ai și tu șansă. Toată lumea are șansă azi. Fiecare ediție aduce pe lângă emoțiile concurenților un bonus de tensiune pentru șefi puși să-și etaleze talentele într-o luptă la cuțite pe o miză motivantă. O amuletă. Dragii mei, a venit momentul jurizării. Okay. Iar pentru asta am nevoie lângă mine de șef Ștefan Popescu. Ia. Yeah. Ia să vedem. Bine ai revenit. Ce bine ai răspuns. Ce faci, Ștefan? Cine au gătit aici? Concurenții astăzi. Sau... Cum adică? Astăzi au avut de pregătit câte un dish care trebuie să includă trei ingrediente. Stai capace, a? Da. Ingredientele de astăzi au fost așa. Curcuma, gulie și roșie. Mai trebuie să era gulie decât curcuma sau roșiile. Deci tema de astăzi pentru ei n-a fost ușoară. E o temă care pune în dificultate pe oricine. Acum, eu știu că se uită acum, nu? Vezi ce zici? Înțeles. Poți să spun cine a gătit? Nu încă. Hai, mă, de ce nu? Hai să vedem. A început cu farfuria mea. Simt că asta este o farfurie făcută de șef Florin Dumitrescu. Nu. Bă, s-a întors numai cu fundul în sus. Adică eu nu știu să fac sau ce. Adică... Bă, tăia peștele frumos, o roșioară. E red mulet, bă, e barbun. Roșioară, red snapper, eu așa, după cum arată roșioară. Barbun, de fapt. A dat din nume. E bine. Peștele gătit ok. Dar cam sec. Cred că lipsește sosul. Exact. Am pus eu ceva. Da, aici pot să fiu de acord cu el, că am pus cam puțin sos. Păi sosul era aici. Unde-i? Arată-mi-l și mie. Să știi că eu sunt avocatul lor, nu al tău. Băi, știu că nu ești avocatul meu, de-aia. Băi, mai am sos separat, mai vrea sos, că îi mai dau sos. Hai, mai te supăra la asta. Lintea este linte, gulia e gulie, sosul de roșii, prea puțin. Și e sec. Acum, ei se uite la mie, știu că nu le convie ce le spun. Când peștele e sec, te frige la sos jos, te frige la sos jos. Sunt un P, E și T, E. Ok, următoarea. Da? Bun. Doamne ajută. Ai zis că avem curcuma? Curcuma, gulie și dulceață de roșie. Asta o să zică că e a lui Cătălină. Ba nu, a ta o să zică că e asta și tacosul al meu. Avem orez cu ghimbir și curcuma. Hmm. Hai, mă, hai. Creveți. Și o dulceață de roșie. Și are prea multe arome, prea multe dale. Că ce tu stai, mă, puțin. Puțin arome nu e bine. Uite-te puțin acolo. Hai, mă, că dacă începe și la tine, de cu ea de pământ. Asta vrei să o mănânc eu? Nu, că tu nu mănânci coș de roșii. Dar mănânc eu dacă nu mănânci tu. Nu mănânc. Nu mâncă, de unde o parte. Și eu am crezut că era sol la mine. Măi, Ștefane. Păi, Ștefane, nu e obligatoriu să o lași sau să o scoți din dulceață. Și eu am lăsat-o acolo. Ceea ce mi-a displăcut așa, domnul. Acum, dacă și domnul Ștefan face rășii șiricul în casă și le scoate pila la fiecare, bravo lui, dacă are când și timp. Dar m-am bucurat că l-a găsit-o la Scărlătescu. Asta-i mai dulce! Și asta crede că e a ta. Cred că asta cam prea mult pe la școală, știi? Și e... N-aș vrea să fiu în locul lui Scărlătescu în momentul ăsta, sincer. Nu știu ce e în capul lui Cătălin în momentul ăsta. Fai de mine, ce e, bă, cu fănica azi, mă? De ce-mi dăm în noi în halul ăsta? E pe hăitărel azi. Dintre toți bucătarii care au venit să ne jurizeze, a plecat cu a treia așa, de pe loc. A demarat-o un pic cam prea tare. Și trecem la următoarea farfurie. E un fel de tacos. Farfuria lui Dumitrescu. Ștefan, dă-i înainte, că dar ești profesor? Oare ce e asta? Aș putea să zic că e făcută de cineva, un concurent. Aaaa... Păi și noi suntem tot concurenți acum.
A făcut guacamole aici cineva? Fănică! Da. Fănică! E tacos, băi! E nasol, a început nasol pentru tine. Tacos, tacosul nu e așa. Că simt nevoia să le iau apărarea. Tacosul trebuie să fie așa. Păi da, nu! Și din tortilia de mălai. A ales să-l facă din tortilla de făină. Nu mai e tacos ăla. Nu e tacos din ăla, e tacos. A tras pe tine să muști, dacă vrei să muști. Nu s-a obosit prea mult. Nu știu, probabil omul nu a fi văzut tacos la viața lui. Sau îi se pare că e simplu să faci tacos. Nu e prea picat bine, adevărat? Și a început, deci un taco să-l iei și îl mănânci. Dacă Dumitrescu i-a lăsat tacosul deschis, el a început să caute ingredientele. Și se vedea pe fața lui că era puțin nervos. Ia, Fănică, ia le separat, că așa se mănâncă tacosul. Ia din asta, ai luat carne, nu? Da. Ia, a găsit-o pe carne. Ceafă de porc. Eu n-aș mai fi pus ceafa de porc aici. Era tare. Ia a pus să stau mâna pe bardă. Ia. Dacă vrei, poți să muști acum din ea așa. Bă, dar taie, bă, la chivate! Bă, dar taie, bă! Bă, dar taie, bă, ce ai, bă, cu el? Da, mă, știm. Nu mănânci, iute. Prea multe arome. E aromată. A bucuria, a fost picant. Are gust. Are și plusuri și minusuri. Ne mai întâlnim după aia și să nu se supere pe mine. Da, știi. Ceafa uscată. Aoleu, Fănică. Fănică, nu e bine azi. Azi nu e bună, băi. Azi frăție. Frăție totală. Toți trei suntem acolo. Nici prea prea, nici foarte foarte. A fost fan la noi azi. Azi a fost fan acolo, dar nu prea. Oricum a fost așa o jurizare destul de ciudată, extrem de ciudată. Ștefan Popescu zici că e un cavaler teuton și a pus armura și a luat lancia și a început bum bum. Acum trebuie să-mi spui ce farfurie o desemnez câștigătoare. Această probă a fost special făcută să-i încurce pe șefi. Ar fi încurcat și pe mine și pe mulți alții. Iar pentru astăzi câștigătorul să aducă toate astea împreună, să faci o armonie între gulie, curcuma și roșii, n-a fost ușor. Bineînțeles că sunt ceilalți doi șefi care nu o să fie fericiți că n-au câștigat ei amuletatea astăzi, dar asta este cineva să câștige. Măcar acum știm ce trebuie gătit, că nu știu cu el. Nici nu-i dau bere. Nici unul. Salut! Salut, Ștefan! Salut, domnilor! Bine ai revenit, Ștefan! Bine v-am găsit! Ce faceți? Eu nu, cred că tu nu te-ai trezit bine de azi de dimineață. Ai mâncat micul dejun? Astăzi nu. Dacă cumva se nimerește ca în sezonul următor să fii din nou invitat, te rog frumos, din sufletul meu de copil, te trezești dimineața, mănânci micul tău dejun cum vrei. Dar și care-i treaba? Data trecută am mâncat micul dejun dimineața nu și nu ți-am dat ție amuleta. Nu mi-ai dat-o mie, ai dat-o lui Florin. Florin, acum n-am mâncat, din poate ai șansă să o iei tu. Cine știe? Sau poate ăsta se joacă cu nervii noștri, dar ce mai rău? Ce mai rău decât eu, să fii atent. Da. Ai fost senzațional. Spumos, drăguț, amabil. Amabil? Da. Chiar am fost amabil? Ai putea și mai rău, stai liniștit. A fost eu amabil? Cătălin, deja a votat, gata, fără lobby. Deci a fost eu amabil? Cătăline. Păi, dar ne-ai ghicit în farfurie? Am zis așa, barbunul a spus că este al lui Florin. Așa. Risotto, este al lui Bon. Și taco... N-ai ghicit nimic. N-am ghicit nimica? Absolut nimic. Ceea ce e un lucru deja foarte mișto, pentru că e puțin confuz, nu înțelege care fiecare ce-a gătit. Deci, câștigătorul amulete de astăzi... Pentru 10 minute de friz este... Hai mă, zi odată. Nu știu cine a pregătit-o. Nu contează, dar zi-o ce avea nevoie. Chiar vreți să o știți? Ce-ai cu noi azi? Aole, Doamne. Da, ce ați avut voi cu mine astăzi? Cineva mi-a dat astăzi o pieliță de roșie. Mă scuzați, ați avut ceva cu mine. Și ce mă, tu mănânci roșie tot timpul? Hai mă, lasă-l bă să zic o dată că ne pune să ne... Nu contează! Roșie astăzi cu coajă în farfurie. Ștefan a ales câștigătoare farfuria cu... Risotto. Bine! Știam! Bă, serios? Risotto! Du-te! N-ai zis, bă, că ți-a pus pieliță în farfurie, mă! Nu, eu nu zic! Mai avea și risotto. Ăla nu era risotto, să zic că era pilaf. Era pilaf. Ce mi-a plăcut mai mult față de celelalte farfurii este pentru că a avut
prezentare, a avut gust, a avut condimentare, a avut tot ce trebuie. Deci, e de Doamne ajută, vă mulțumim. Băi, el a fost pilaf, băi! A câștigat orezul lui Cătălin. Orezul crud. Dacă l-am babat și o băgam în pământ, spun sigur că creștea orez. Cred că sezonul următor o să vorbesc cu băieții când auzim că vine Ștefan Popescu, să facem cu toții niște orez mai crud decât al dente. Poate așa o să avem toți trei o șansă să câștigăm. Ah, și pielița de roșii, să nu uităm. Așa ai zis data trecută, că ai zis că ce am făcut eu e prea parfumat. Kiki, do you love me? Kiki. Dă-mi, mamuleta, cu acest și gata mâncarea mea. Măleu, am două la fel, băieți. Hați! Dragii mă, așteptate ce fac cu voi. Și nu știu ce se întâmplă cu Scărlătescu în sezonul ăsta, vana mea. S-au aliniat astrele, a ieșit Mercur din retrograd, ceva la drum de seară. Tu știi ce-i cu el sezonul ăsta? E chitit pe treaba, știi? Cred că s-a săturat să pierdă. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.